Să mai spună cineva că nu e spectacol în play-out după acest match, n-ai cum să zici așa ceva. UTA face voluntari un spectaculos 4-3, neașteptat 4-3. Show total la Arad în acest meci în care oricare putea să câștige și parcă ne pare rău că s-a încheiat acest meci. Poate cel mai bun meci din 2024 în Superliga România. Așteptăm reacții după această partidă superbă și așteptăm ultimul meci din Superliga România. Vorbim și despre cazul de dopaj din play-off. Vorbim și despre echipa națională, că astăzi s-au reunit tricolorii și Edi Iordănescu a răspuns întrebării pe care îi o adresează cam toți specialiștii din fotbal. Lucian Goian, George Galamas, Adrian Falu, bună seara, domnilor! Bună seara! N-ați mai văzut așa meci? De când n-ați mai văzut așa meci? Un meci spectaculos, un meci care ne-am dorit să-l vedem în fiecare etapă, chiar dacă e în play-out sau în play-off. Un meci în care foarte multe ocazii au fost, multe bări și ne-a părut rău că s-a terminat. 4-3, victorie. O să vedem ultimul gol, că ăla e cel mai important. Ne gândeam că se va termina 3-3 după ce a egalat Merloi, dar vine golul ăsta în minutul 96, care practic caracterizează un meci nebun. Meci în care hazardul a avut un cuvânt. Dacă ne uităm la faza anterioară, tot la un corner, voluntariul are om pe respingere. La ultima fază nu a mai avut om pe respingere. Crezi că mai... Nu, dar trebuie... mai respecta cineva ceva la... Trebuie respectată partitura până la urmă. Adică e antrenor și știe. Normal trebuie să păstrezi chiar dacă... Așa. Uite, pentru că poți să pierzi un meci. Aia, cred că te ia valul. Cum e, Adi? Te ia valul. N-ai voie să te ia valul. Se schimbă scorul, pierzi. Conduc aia, ba, aici ceilalți. Cred că era Merloi pe respingere, dar și-a părăsit un pic zona, dacă ne uităm bine. Uh-huh. A plecat de acolo. Era greu, minutul 97. Aici poți să înțelegi. Aici cred că a fost un meci excelent. Am avut chiar de toate în meciul ăsta. Goluri multe, ocazii de gol, ratări. Am avut doi antrenori foarte inspirați, foarte buni, după părerea mea. Eu cred că victoria asta e victoria lui Rednic, victoria de antrenor, pentru că schimbă foarte bine sistemul, joacă practic un 4-2-4. Și cred că, pentru că ei au început, au jucat prost UTA. Doar schimbările i-au ajutat să câștige meciul ăsta, după părerea mea, de asta spun. E un meci excelent. Vă dați seama că... păcat, ei au 22 de șuturi la poartă, ne-am uitat și 22 de ocazii a avut. 22 de șuturi la poartă și pierd un meci. N-a avut voluntar, cred că, în tot campionatul ăla. Da. Stăteam și mă gândeam la Mircea Rednic, am văzut imagine cu el, știm cu toții că a avut probleme cardiace și un meci din ăsta, cred că riști foarte mult la un meci din ăsta. Bine că a câștigat până la urmă, dar și pentru Florin Pârvu era important un... Uite, asta e statistica. Un debut care să nu piardă. Fantastic să vezi așa ceva. 22 de ocazii la o echipă în deplasare. Cred că România se întâmplă foarte rar. Că în condițiile în care avem meciuri și meciuri între echipe din play-off, acum 2-3 etape au fost meciuri în care erau meciuri cu 2 șuturi pe poartă și niciun corner. Adică un meci... Normal. Fără nimic interesant. Asta e un meci senzațional. Pentru suporteri, vă dați seama, care au fost pe stadion, mai ales pentru suporterii echipei gazdă. Fantastic. Cred că a fost un meci cu 8 șuturi pe poartă. A avut voluntari, a avut 3 bare. Da. Fece adică voluntariul merită să fie felicitat și antrenorul, pentru că s-a schimbat efectiv total într-o săptămână de când e acolo tot ce înseamnă voluntarii. Am văzut o echipă cu jucători așezați pe posturile lor. O echipă care a jucat un sistem care l-a jucat în ultimii 3-4 ani, poate nici nu știu, chiar și cu Ciubotariu, acum 3 ani jucau cu trei fundași centrali. N-au mai jucat Carnat, funda stânga. Deci doi antrenori foarte inspirați, după părerea mea, astăzi, și două echipe chiar bune pentru play-out. La cum a jucat voluntari, acum ne gândim, au vrut să scape de Dică? Sau ce s-a întâmplat? Cu Dică jucau, au avut niște meciuri groaznice. Cert este că voluntarii acum au jucat dezinvolt, parcă au căpătat încredere, au avut curaj, au avut... De asta mă gândeam, ceva poate că nu le-a plăcut ceva la Dică, mă gândesc eu. Dar nu cred că ar fi prima echipă care are problema asta cu Dică pe bancă, pentru că au fost discuții și la FCSB, și la FC Argeș când a fost... Nu mi s-a părut pe unde a fost, nu mi s-a părut că a fost un antrenor care să aibă jucătorii aproape. Un antrenor pe care să-l iubească jucătorii. Un antrenor pentru care jucătorii să dea totul.
Pentru că, până la urmă, asta contează foarte mult. Și Florin Pârvu, cred că a demonstrat și la Petrolul că este un... Și a făcut lucrurile simple, ce spunea Adi. Exact. Adică a revenit la... Eu cred că... Deci calitatea are echipa. Da. Voluntariul are calitate. Voluntariul are jucători mult peste locul din clasament, după părerea mea. Dar cred că Dica a vrut să facă mult mai complicat lucrurile. Adică a vrut să predea lecții de fotbal într-un moment în care... într-un vestiar în care avea nevoie de încredere și de o organizare foarte bună. Și de timp. Și clar, ca să, deci când te duci la o echipă în mijlocul campionatului, într-o situație disperată, cred că trebuie să faci lucrurile foarte simplu. Să faci un plan de joc, un sistem de joc, agreat de jucători, să ai o legătură foarte bună cu ei, nu să te duci să schimbi. Și un sistem care îl poate juca. Care îl pot juca ei, care da, știu, da, care au... Deci nu să faci, nu să revoluționezi totul. Adică nu trebuie să vadă lumea că tu știi fotbal. Trebuie să vadă, să-i ajuți pe jucătorii aia să iasă dintr-un moment greu. Că ei au calitate. Păi, și Florin Pârvu cred că a făcut asta, pentru că a schimbat fața echipei. Ce ziceți voi, parcă mi-amintesc de Rădoi la Națională, care apropo a lucrat cu Dică. Tot așa, nu? S-a încercat să se schimbe, să se revoluționeze fotbalul. Ascultăm pe Pârvu, care a fost dat afară de Petrolul, a doua zi s-a dus la Voluntari, foarte ciudat. Bună seara! Debut pe banca celor de la FC Voluntari cu un meci pierdut. Cum simțiți acest rezultat? Păi, după ostilitățile care s-au petrecut pe teren, suntem total dezamăgiți. Este clar că am venit aici să jucăm și am demonstrat că am venit să jucăm. Am căutat să câștigăm cele 3 puncte. Din păcate nu am reușit să le obținem în seara asta. Un meci nebun din punctul meu de vedere, cu răsturnări de scor. Dacă rămân cu ceva bun după meciul din seara asta, este atitudinea băieților, că i-au dorit foarte mult. Am văzut faptul că și-au dorit foarte mult să obțină victoria. Suntem supărați, suntem dezamăgiți, dar trebuie să mergem înainte, pentru că mai sunt meciuri de jucat și mai sunt puncte în joc. Părea că veți câștiga privind atitudinea băieților la începutul meciului. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Păi asta v-am spus, că eu zic că am făcut un joc bun. Un joc bun, am arătat că putem să avem forță și și am înscris de fapt, dar s-au făcut ceva greșeli și din păcate ne-au costat în seara asta. Se vede luminița de la capătul tunelului? Noi trebuie să fim optimiști până la final. Mai sunt 8 meciuri de jucat, mai sunt puncte puse în joc, așa că trebuie să rămânem optimiști și să luăm punctele din etapele următoare. Mulțumim! Da, mi s-a părut ciudat cum a făcut trecerea Pârvu de la Petrolul la Voluntari. Cred că nici a mai trecut pe acasă. S-a dus direct de la stadion, de la Ploiești, s-a dus la Voluntari. Da, distanță aproape. Da, surprinzătoare alegere a conducerii, dar este clar că cei din conducerea Voluntarilor au făcut niște greșeli și acum încearcă să le îndrepte. Au greșit când l-au pus pe Dică, mă gândesc. Din moment ce n-au avut rezultate cu el, da. Cu o alegere surprinzătoare. Da. O alegere surprinzătoare. Surprinzător că era dat afară de Petrolul. Adică nu recomanda nimic. La ce să-l iei la echipă? Că l-au dat aia afară? Da. De ce l-au dat afară? De bun ce era? Te gândești, nu? Bun, dar acum exact cum spuneam, dar... și conducerea Voluntarilor trebuie să-și asume greșeala în cazul Dică. Pentru că în momentul în care tu demisionezi antrenor după o lună, înseamnă că tu ca și conducerea ai greșit. Ai greșit când l-ai pus. E greșit când l-ai pus, clar. Sau când l-ai demis. Nu ai, tu dacă ai așteptări de la un antrenor într-o lună să schimbe echipa, tu trebuia să te aștepți, trebuia să știi dinainte. Bun, dar dacă a făcut lucrurile cum vorbeați voi aici, a schimbat jucătorii pe posturi, a schimbat sistemul, Vlad, poate că nu le-a convenit jucătorilor. Dar nu este așa, tu înainte să semnezi un contract cu un antrenor, tu ca și club, îl chem la negocieri, te pui la masă și spui, uite, ăsta este lotul de jucători, cum vezi tu? Așa se face. Dar dacă tu pui, acum știm, nu știu, eu am auzit și cred asta, nu este oficial, dar sunt niște liste neoficiale cu antrenori care când sunt liberi trebuie să-l punem pe ăla. Se mai sună, se mai fac presiuni. Nu cred, pentru că el a fost proaspăt demis. Deci favorizați așa. Dar la un moment dat când sunt 3-4 antrenori liberi de contract, da, la un moment dat un club când vrea să schimbe, se mai dau niște telefoane și cine uite, vezi,
nu știu, se mai fac niște presiuni. Astea sunt niște vorbe, nu sunt confirmate, dar așa se vorbește și nu sunt primul care spune chestia asta. Adică sunt niște liste de așteptare acolo care, adică nu știu neapărat dacă, uite, vezi că e ăla fără contract, niște să-l ajuți împingi. Puțin, împingi de cine să-l ajuți puțin de și înțelegi. Ai auzit și tu de așa ceva? Nu știu. Da, asta se de ce? Pentru că se rotesc niște antrenori, îl dă afară de la o echipă, se duce la cealaltă, sunt antrenori care antrenează 3-4 echipe într-un sezon, se întorc a doua oară în același sezon la o echipă, adică da, ca și club. E evident asta, da, îi vezi că uneori sunt tot ăia. Poate ai nevoie de niște fețe noi în peisaj. Asta, poate da, mai vorbim. Poți să-i dai, adică dacă dai 3 șanse la un antrenor și de 3 ori nu-ți confirmă, nu știu, mai bine dă șansă la unul care necunoscut. E necunoscut în peisaj, care are școală, da. Care are, adică da, nu poate să unul de pe stradă. Pare că unii, nu știu, sunt împinși, pentru că nu îi recomandă nici CV-ul, nici ce am făcut. Sunt împinși, se împing singuri se unii împing dintre singur, ei. Se împing singuri, au relații, cunoștințe, nu știu cum, ajung pe la diverse echipe. Vi-l mai amintiți pe Tudorie, la un moment dat marca goluri. Important da, și pentru voluntari. Tudorie la voluntari. Da, voluntari. Acum e la UTA, a dat gol, astăzi l-a ascultat. Bună seara! Primul gol în tricol Bătrânii Doamne. Cum ai trăit acest meci? Da, a fost un meci nebun și mă bucur că a fost cu un final fericit pentru noi. Mă bucur și pentru mine că am reușit să înscriu și să-mi ajute echipa. A fost o descătușare în fața fanilor. Cum i-ai simțit pe aceștia? Da, avem niște fani minunați care ne-au încurajat din primul până în ultimul minut. Le țin să le mulțumesc pentru asta și le dedic această victorie. Cu ce crezi că i-ați surprins ca joc? Nu știu, am fost mai motivați, am fost mai agresivi. Zic eu că am dominat la toate capitolele. Au fost și momente când am suferit, au avut și ocazii. Dar, pe total, spun că am fost echipa mai bună. Mulțumim! Mulțumesc! Are niște opțiuni interesante, Rednic. Adică chiar vorbeam. Nu are lot rău, Rednic, la UTA. Are lot foarte bun în momentul ăsta, UTA, după părerea mea. Adică să ai două vârfuri, Lucasen și Tudorie, cine mai are în play-out vârfurile astea? Mai l-a avut și pe Cooper, nu știu dacă a renunțat sau nu la el. A plecat, am văzut că a plecat. Era și Cooper vârf, au niște mijlocași buni de construcție. Și o echipă foarte bună, după părerea. Lot foarte bun. De-aia a și avut un ce să schimbe în momentul ăsta și cred eu că a văzut că lucrurile nu funcționează și a schimbat foarte bine. Astăzi Rednic merită chiar victorie de antrenor asta, pentru că UTA a jucat prost, mult mai slab ca voluntariu astăzi, părerea mea. Și ce a schimbat? A schimbat sistemul, ai spus? A schimbat sistemul din 4-2-3-1, cred că a trecut un 4-4-2-4, practic, cu două extreme clasice și două vârfuri. Și acolo cred că s-a schimbat jocul, că erau periculoși, orice minge adusă în care au deja erau, deveneau periculoși. Și la meciul ăsta, scuze-mă când te întreb, la meciul ăsta, foarte multe centrări. Au venit și goluri marcate din centrări, care în campionatul României nu prea mai... Probabil că astea le-a fi cerut. Două vârfuri, cu Mikovski dreapta și Omodu... Mikovski stânga, Omodu dreapta, ca să aducă centrări în fața porții. Exact. În spatele fundașilor, fundași foarte bine... clătiți. Dar în spatele lor... Minge directă pe vârfuri și... Tudorie și Luca sunt jucători care pot să-și câștige duelurile, ajungeau mai repede la poartă decât prima repriză. Cred că victoria e meritul antrenorului astăzi, părerea mea. Din clasamentul cu UTA pe 3 în acest clasament al play-out-ului, e păcat că n-are drept să joace în Europa. Nici asta nu înțeleg. Adică îți aduce atâția jucători, Lucian. De ce nu poți? Nu poți să-ți iei licența de Europa? Înseamnă că ai probleme, ai datorii pe aia. Atunci de ce ai mai adus atâția? Este o problemă generală în România. Ar trebui schimbate regulamentele pentru că nu este normal și trebuie să... Păi și ce poți să-și și ajut puțin cluburile să obțină licența, dar nu știu câte își doresc. Pentru că dacă se fac niște eforturi, poate și au licență. Dar acum stăm să ne gândim. UTA să-și ia licență pentru ce înainte de a începe campionatul? Se gândeau vreodată că o să ajungă, să aibă șanse? Nu te gândești. Cred că obiectivul a fost altul. De ce? Știi cum e sistemul? Știi că dacă ajunge în play-out... Cu toate 7-8 joacă baraj. Nu te gândești. Eu totuși... Și eu te întreb altceva. De ce aduci atâția jucători? Care e obiectivul tău? Poate vor să pregătească pentru anul viitor. Eu aș scoate în evidență faptul că UTA a avut răbdare cu Rednic, pentru că a avut și el o perioadă în care echipa nu mergea bine.
A, da, dar corect. Jucătorii ăștia de care ați vorbit erau mai devreme, jucătorii sigur, ăștia care, de care ați vorbit mai devreme, au crescut în joc. Uh-huh. Pentru că sunt jucători fețe noi în campionatul nostru. Și atunci au avut încredere, pentru că dacă UTA schimba clubul, schimba antrenorul, venea alt antrenor, spunea, ăștia s-a dus de rednic, afară eu vreau să-mi aduc eu pai mei. Și poate jucătorii ăștia nu mai creșteau așa. Au avut răbdare, au avut încredere în Mircea Rednic și uite că până la urmă le-a confirmat această încredere. Și jucătorii ăștia au crescut. Și poate din ăștia 4-5 mai vinde 1-2, mai fac și niște bani. Și cum a spus Lucian, poate construiesc o echipă pentru la anul. Să fie puternici la anul. Acum dacă vor termina pe locul 2-3 în play-out, normal, îi obligă. Da. Adică neoficial obligă să... Au toate condițiile acolo să aibă o echipă puternică ca la anul să se poată bate la play-off. Vă pe Mircea Rednic, la declarație o să-l ascultăm imediat pe el. Pe el îl așteptam să vedem ce spune pe meciul ăsta. Cred că și-a luat pastilele acum după meci. Am văzut că era destul de supărat cu ceva de... avea de împărțit cu banca celor de la voluntari. E tensiune mare la un meci de ăsta. Clar că e clar. Tensiune. Stați că, apropo de tensiune, să vedem ce s-a întâmplat în Turcia. Că se face lista cu arestările la ora asta. Mircea Rednic, după acest succes spectaculos. Bună seara! O victorie foarte importantă în fața propriilor fani. Importantă, greu obținută, meritată. Felicit și oaspeții, pentru că au fost două echipe care au jucat. La fel ce am spus la început, că ne dorim cele trei puncte. Mulțumit, fericit de jucători, de felul cum au reacționat, că nu e ușor cred că de două ori am fost cam sunt un pic obosit să fii condus, să revii și să reușești să câștigi acest meci. Putem spune că ați fost foarte inspirat în ceea ce privește partea schimbărilor, pentru că toți cei care au intrat s-au făcut remarcați. 4 goluri cei jucători care au intrat. Mă bucur, asta vreau să facă jucătorii care intră. Le-am spus că vor avea șanse să joace. Îi felicit. Mi-au demonstrat că pot să mă bazez pe ei. Am luat cele 3 puncte care erau foarte importante. Și să știți că mergem înainte. Când îl vom vedea pe ultimul sosit aici la Arad, pe Imo? El a fost primul jucător care a venit și a întrebat dacă poate să joace luni și el încă nici nu semnase. Da. Când îl vom vedea? La meciul următor mai mult ca sigur. E un jucător cu care am lucrat, am avut un atac, Imo, Ezechiel și cu Mici Baciaui, amândoi 18 ani și au fost golgeteri în perioada, au marcat foarte multe goluri, are calitate, chiar dacă am văzut cât Cotaș, că n-a jucat, pe dacă iau și pe jucătorii care am adus, nici ăștia n-au jucat. Dar uitați că jucători care lumea spunea că n-au calitate, au și calitate și am format o echipă bună. Îmi pare rău. Și mi-era un pic teamă de situație, mai ales după ce am ratat play-off-ul, dar băieții au reacționat foarte bine și chiar mă bucur. Și acum trebuie să pregătim următorul meci, avem două săptămâni, mai puțin de două săptămâni, să pregătim meciul de la Cluj. Ce le-ați spus jucătorilor la pauză? Vă întrebăm asta pentru că am văzut, pare-se, o altă echipă. Da, la pauză au fost două incidente urâte care nu trebuie să se întâmple în vestiar, câteva reacții care mie nu mi-au plăcut, dar eu am răbdare, am experiență, trec, ieri dar nu uit. Da? Dar îmi pare că din discuțiile care am avut cu doi jucători acolo, ceilalți au reacționat bine pe teren, da? Și îi felicit și... Victorie meritată și adversarul nostru a participat la acest spectacol. 3 puncte, astea sunt importante. Încă o dată, răbdare utiștilor, că m-a săturat, câte sfaturi și câte, eu știu, indicații dați. Toți sunteți Mourinho, haide Mourinho, găsește-ți echipă și poate mă lasă și pe mine lumea în pace. Dacă s-ar putea să-mi pierd eu răbdarea și n-ar fi bine, păcat de tot ce s-a creat aici. Mulțumim! Mulțumim! Foarte bun, Mircea Rednic. Sigur, e momentul să mai transmiți așa și niște săgeți. Acum, când bați așa, la spectaculos. Sigur. Dar văd că mai vine un atacant, înțeleg că e la UTA. Am pierdut șirul. Au trecut de 30 de jucători.
Păi noi suntem obișnuiți cu acest mod de lucru al lui, al lui Rednic. Chiar așa, că mai sunt 6 etape. Că mai... și e gata campionatul. Cert este că unii dintre ei chiar sunt jucători. Cu unii, da. Calitate, bine, dar ar spune alții, adică când aduci 30, nimerești 3-4. Exact. Că n-ai cum. No, ideea e că... Dar dacă... sunt câțiva buni. Nu, au un jucător bun. Da, cum sunt câțiva buni. Trecând peste toate lucrurile astea, facem joc glumă mai, să termină, joacă echipa națională și mai este chiar o lună și să termină campionatul. Și noi încă facem transferuri. Da. Și mai sunt jucători care nu ne-am văzut încă. Da. Și stați că va începe campania de vară, dar, în scurt timp. Dar sunt jucători buni acolo. UTA are jucători buni. Interesant, da. Pentru sezonul viitor, în special. Interesantă UTA. Pauză, ne întoarce. Vedem ce medicament a luat Cosmin Matei. De l-au prins dopat. Și... sunt niște reacții interesante după acest subiect. Să vedem și ce s-a întâmplat la echipa națională astăzi, explicațiile lui Edi Iordănescu pentru selecție și ne pregătim de meci. Surpriză mare în Superliga României. Astăzi Cosmin Matei prins dopat după un meci între Sepsi și Universitatea Craiova, care s-a întâmplat de o vreme, că s-au jucat 6 meciuri după aceea. Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat. Attila Hadnagy în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Te rugăm, Attila, spune și nouă ce a luat Matei, ce ai vorbit cu el, de ce s-a ajuns la acest test antidoping pozitiv. Da, și noi am aflat acum câteva zile, iar el m-a sunat și a zis că a fost trimis lui o hârtie oficială, că a fost depistat pozitiv. Sincer, și el chiar plângea la telefon și eu eram foarte, foarte surprins. Nu cred că a luat ceva intenționat. Chiar înaintea de meciul cu Craiova a și fost bolnav. Cred că ceva era ori în sirop, ori nu știu, dar ce a luat el, totul a fost dat și la doctor, care s-a uitat și chiar nu a văzut nimic, dacă ar fi ceva. Deci n-a luat nimic fără să știe doctorul? Nu, asta e 100% că m-a luat și vă dați seama, de când este la noi, este un jucător exemplar pentru copiii tineri, care chiar făcea și face până acum antrenamente la maxim, la meciuri, este un jucător foarte important pentru noi. Nu cred, eu am toate convingerea că el n-a luat ceva care nu știa. Deci, unul, sunteți convinși că n-a luat ceva intenționat ca să-și crească calitățile fizice? 100% sunt convins că n-a luat. Că n-a încercat să fenteze, să ia ceva intenționat? Nu, sub nicio formă. Vă dați seama, la 33 de ani, cu familie, cu doi copii, să chiar să faci așa. Când chiar lunar suntem vin de la antidoping, așa că nu sunt... Chiar și noi suntem surprinși. Și el. Dar dacă era ceva grav, atunci nu ar fi lăsat să joace. Adică el și acum nu este suspendat. Putea să joace și cu FCSB și putea să joace în continuare. Am văzut asta comunicatul. Nu este. Am văzut comunicatul de la ANAT, de la Agenția Națională Antidoping, în care se specifică că nu e suspendat și că se așteaptă, se mai așteaptă, înțeleg, proba B, nu? Da, proba B. A cerut el proba B și acum așteptăm proba B. Și voi spera să fie o greșeală la interpretarea probei A, mă gândesc, nu? Sperăm. Normal, știți cum e, dar dacă a fost depistat în proba A, sunt șanse foarte mici să fie în proba B negativ. Dar să se vadă că chiar n-a fost intenționat și că este ceva care se vede foarte, foarte slab. Adică și dacă primește, să primească cât mai puțin. Știi cât riscă, care sunt sancțiunile? Te-a interesat? Nu, sincer, nici n-am avut timp și nici n-am avut până acum, n-am avut deloc, așa că nici nu știm ce să vorbim, ce să zicem, că nu știm ce se întâmplă de acum încolo. Am văzut informații că ar fi până la 4 ani suspendare, adică...
Dar eu nu cred că el o să fie, că, cum am zis, dacă el nu este suspendat și poate să joace, înseamnă că e ceva care se vede foarte greu. Medicul ce a spus? Și medicul așteaptă proba B. El ce a zis pentru mine, că tot ce s-a luat, adică ce a luat Matei, a fost arătat lui și nu a existat ceva care putea să ne trimite la fapta asta. Deci nu se gândește la vreun medicament care să-i fi putut... Nu, declanșa. Nu, nicio formă. Sau să, da, să fi putut ieși pozitiv. Știi când se va clarifica situația, când se va da rezultatul probei B? Nu știu, chiar azi am vorbit cu el și el așteaptă. Nu știi nimic încă. Deci așteaptă acum să vină cineva de la antidoping să-i mai ia o probă sau ce se întâmplă? Păi trebuie să așteptăm proba B. După aia nu mai știu. Pe baza a ce s-a racoltat atunci, după meciul Craiova, să mai fac o dată analizele. Cred că așa se desfășoară. Mulțumim pentru lămuriri. Voi o să luați vreo măsură împotriva lui Matei sau ceva de portă? Nu vreau să vorbesc acum la cald, precauții. Să vedem ce se întâmplă. George Galamaz aici în studio cu mine. Vreau să-ți spun o întrebare. O întrebare. Matei a luat medicamentele și după aceea a arătat doctorului sau a luat medicamentele recomandate de doctor? Asta, sincer, eu nici nu știu. Crede-mă că nici nu știu că era bolnav, era răcit. Acum, dacă a arătat înainte sau după, nu știu eu, nici am întrebat. Da, contează și asta, pentru că sunt foarte mulți sportivi. Da, e clar că contează. Dar el ce a luat, mi-a zis că a luat ceva naturiste. Așa că poate să fie și într-un sirop, cum am înțeles. Nu. Mulțumesc. În cazul în care se dovedește că a fost rămâne această probă, rămâne acest rezultat de la proba, poate fi oarecum pedepsită Sepsi ca echipă? Nu cred, n-are de ce Sepsi să fie pedepsită, că Sepsi până acum ce a dat la jucător, a dat doctorul care n-a fost niciodată problemă. Am înțeles. Mulțumim mult pentru lămuriri, Otilo Hodnoghi. Seară bună! Seară bună! Te mai așteptăm direct la noi. Da, ciudat, pentru că dacă jucătorul spune că nu a luat nimic fără voia doctorului... Și dacă a luat ceva, oricum, cred că spunea... Înainte de fiecare campionat, dacă nu mă înșel, poate de două ori pe an, sunt întâlniri cu reprezentanții ai agenției antidoping, care le spun și insistă jucătorilor la orice răceală. Mm-hmm. Înainte să luați un medicament, verificați, vorbiți cu doctorul să vă dea ok-ul, să vadă dacă nu cumva conține vreo substanță. Ca sportiv profesionist e interzis să iei ceva de capul tău, nu? Nu este interzis. Cum? Nu este interzis. Există riscul. Este interzis. Bine, îți interzice doctorul echipei. Îți face recomandare. Da. Îți recomandă cei dacă de acolo, vin și fac prevenție. Exact cum se face și pe probleme de arbitraj. Vin și fac prevenție și spun la răceli. Acolo sunt medicamente care pot să conțină o substanță care este pe lista substanțelor interzise. Da, da, da. Și atunci, Cosmin Matei acum nu este un copil de 18 ani. Da. Adică, probabil o fi luat ceva medicamente cu înștiințarea doctorului. Dochi, uite, am nevoie să iau asta sau ce recomand, ce să iau. Pentru că cam așa se face. Așa ar trebui să se facă. Așa ar trebui să se facă. Acum, poate să fie o problemă. Poate un medicament să conțină o substanță care nu era trecută pe etichetă, poate să fie și asta o variantă, sau poate să fie o eroare la rezultat. Să vă așteptăm și proba B, dar mie mi se pare că a durat destul de mult. Foarte dar mult. Nu cred că este o substanță. Vezi că au trecut foarte... 6 meciuri de atunci și el a jucat. Cred că este... A dat vreo 3 pase de gol, pe asta a dat trebuie, gol. Bun, dacă pe cineva... Și dacă se dovedește acum spune că a fost cineva, dopat, ce spun cei, vin cei de la Ucru și spun că noi am ratat play-off-ul, voi a jucat cu Matei în momentul ăsta că a fost prins dopat. Nu, a fost depistat pozitiv. Pentru că când o iei cu bună știință și e o substanță care te ajută, asta nu știu dacă substanța asta te ajută, te îmbunătățește, probabil este pe lista substanțelor interzise, dar nu e ceva ce te face pe stimul, nu, niște stimul. Ceva îți îmbunătățește, calitățile fizice le îmbunătățește. Foarte puțin. Că asta e ideea. Până la proba B, dacă se... Dar acum eu cred că distanța este... Da, nici eu nu cred că a luat ceva. Distanța este știință, prea mare. Numai vorbind de un jucător, ca ta experiență. Da. După câteva săptămâni, nu știu dacă mai există acea substanță în corp. Depinde ce proprietate are, că sunt lucrurile care că dacă e substanțe de astea naturiste, cum s-a spus, nu?
play de la anumite magazine, poate pe acea sticluță sau ce conține, nu spune exact toate... Toate prospect, în prospect să scrie toate medicamentele sau toate substanțele. Să scrie. Și de asta spun că, de-aia am și întrebat pe Attila, dacă Matei a luat înainte și porma a vorbit cu doctorul sau a vorbit cu doctorul și porma a luat. Eu cred, că, eu cred că nu este o substanță care îți îmbunătățește foarte mult. Mm-hmm. Pentru că dacă era așa, îl suspendau temporar până la soluționare. Probabil, am văzut comunicatul la NAT, nu e suspendat, se specifică acolo că se poate găsi acea substanță în niște siropuri. Poate fi un avantaj contra răcelii. Sperăm să nu se ducă la cazul Halep. Simptomele de răceală și gripă în tratarea acestor simptome se poate găsi medicamente, dar asta nu-l scutește de pedeapsă. Deci tot va fi suspendat, sigur că se ține cont. Dacă ai luat intenționat sau ai luat din greșeală, atunci când se ce dă... sportiv a pierdut medalia de aur? Da, pentru... atâția și atâția. Nu, o româncă. A pierdut medalia de aur la Olimpiadă, parcă, că a luat... Răducanu, da. Andrei Răducanu. Da. Pentru tot o substanță de răceală. Bun, hai, atunci nu aveai toate informații. Acum ai. Cam târziu, totuși, zic și eu că vine în decizia asta, dacă meciul a fost... S-a jucat prin... februarie, la începutul februarie. Vorbeam de Turcia, ce s-a întâmplat în Turcia. Hai să vedem ce s-a întâmplat în Turcia. Vedeți ce n-ați mai văzut ca astăzi. E seara în care vedem niște imagini unice. Mai văzut așa ceva? Bătaie. E puțin spus. Asta e răscoală. Ce este jenant, este inadmisibil să se întâmple așa ceva. Asta la finalul meciului Trabzon Fenerbahce. S-au bucurat cei de la Fener că au câștigat meciul și suporterii lui Trabzon au intrat pe teren. Deci este de neimaginat. N-am crezut vreodată că se poate întâmpla asta într-o țară civilizată. Asta se întâmplă prin Brazilia, prin Liga 3-a, mai vezi pe internet, în care intră suporteri și se bat. Uitați-vă aici, ăsta e Mici Baciuai. A jucat la Chelsea, atacantul Chelsea. La un moment dat se bate parte în parte cu suporteri. Uite aici. Deci aici putea, n-ai ce să faci. Putea să iasă o tragedie, putea să moară cineva. Pentru că au fost niște lovituri la un moment dat, deci au fost niște lovituri și inclusiv niște jucători. Uh-huh. Vezi că sunt vreo doi jucători care de culoare, de care lovesc, dar păi nu că lovesc, faci? Lovesc ce bine. Vezi că faci un face un procedeu de... Ce ai fi făcut? Stăteai? Să te uiți? Cum să stai? Pentru că în momentul ăla nu poți să fugi, te aperi. N-ai ce să uiți. Care au putut să meargă la vestiar, dar până să intre mai mulți suporteri, au fost la un jucător un procedeu de K1. 13 arestări. Sau 17 arestări. Dar vezi că nu, a intrat președintele cu... A lovit un arbitru acum câteva luni. Păi un patron. Deci este un patron. Un patron a lovit-o... Și nu s-au luat măsuri. Și mai spun altceva. În România, la orice meci de Liga 1, când este o situație tensionată, vine cordonul de... Da. Jandarmi. Mascați de jandarmi. Nu sunt jandarmi, sunt mascați. Stai, știi cum e, Lucian? Avem noroc că nu e chiar așa în Liga 1. Păi nu e chiar așa, normal că poate să vină orice cordon aici, când coboară toată tribuna. Nu e adevărat. Păi de-aia când intră tine, dar ai frică, știi că sunt ai acolo. Dar când știi că nu e nimeni, uite, sunt stewards. Stewards ăia n-au nicio putere. Exemplu, un conducător, un patron de club a intrat și a dat cu pumnul în arbitru. Păi atunci ce pretenție să ai? Și ne amintim în Grecia, patronul lui Răzvan Lucescu, a intrat cu prima ligă să se întâmple asta... Este ceva și niște de jucători, niște super fotbaliști pe la bun, și jucătorii ăștia peste o săptămână poate joacă la echipa națională, peste 200 se torc campionatul Turciei și au meci. Că acum vedem ce se întâmplă. Păi trebuie să stai numai cu, să te uiți peste umăr, să vezi dacă nu intră iar peste tine. Inadmisibil. Da, scene ciudată. Noi, România, suntem numiți țigani. Să zic, necivilizați. Noi am oprit în România un meci pentru că s-au făcut niște scandări, nu? Da. Au oprit chivolete meciul când s-au făcut niște scandări. Atunci ce ar trebui să se întâmple aici? Cum trebuie numiți aici? Ce trebuie făcut? Aici, unde intră suporterii pe teren, unde președintele îl bate pe un arbitru. Nu, da, ce spunea Lucian? Eu, din păcate, am pățit și eu așa George, o situație. George, s-a pățit-o la Petrolul. Nu ți-i minte tot, când a venit? Tot mi-au rămas niște sechele când mi se părea că tot timpul vine cineva din spate și aveam... Serios? Da. Și... Deci tu pe faza aia, pe tine te-a lovit un suport. Da, da. A venit din tribună. Din păcate, foarte mult timp și mai trăiesc și acum, retrăiesc momente în care tot mi se pare că vine pe la spate cineva. Incredibil. Dar gândiți-vă la jucătorii ăștia când au intrat
100, 1000, nici nu știu cât. Cum să mai vine să mai joace aici? Uitați la Salma Hadi, da. Deci, deci gândiți-vă deci că... te urmărește. Adică da, da, rămâne și stai tot timpul, te uiți în spate să vezi dacă vine, dacă la nu tine vine. A fost unul, a venit pe la spate, mișelește. 100, da. Dar aici, în momentul în care vezi că intră ea toți, te tei maxim pentru viața ta, crede-mă. Pentru că este o senzație poate foarte, foarte ciudată. Cuțit. Și în deplasare joci. Exact, poți să aibă, pentru că au fost cazuri. Ce, despre ce mai vorbim? Și de asta spun că regulile trebuie să fie foarte dure și foarte aspre și noi să învățăm din greșelile acestor oameni. Da, eu nu văd poliție, deci eu văd niște stewards care nu mai fac, care sunt compleșiți, sunt depășiți numeric. Eu cred că în România s-ar putea întâmpla... Nu, nu. Au mai fost și la noi cazuri când au intrat suporterul din Dinamo. De ce? Că sunt mai cu mine suporterii sau sunt mai bine poziționați? Suntem mai civilizați. Noi, asta ca, da. Se poate. Nu suntem și exemplu avem sângele, trebuie dat, exemplu trebuie dat foarte dur. Da. La modul arestări și într-adevăr arestări, dar uite cât se rămâne la închisoare, pentru că doar așa se pot învăța și se pot educa. Vedem în Anglia, nu? Cum au fost cu huliganii. Cum au fost educați? S-au speriat de legile care le aveau de... Dar după episodul tău, ți se pare că s-a întâmplat ceva și să nu se mai întâmple astăzi? Nu s-ar mai putea întâmpla pentru că s-a făcut ceva? Eu cred că nu se va mai întâmpla un caz asemănător. Și sper și îmi doresc să nu se mai Pentru întâmple. Că s-a acționat? Crezi că de asta s-a făcut ceva? Pentru că... Nu, de asta. Poate ne-am mai civilizat noi puțin. Că nu s-a luat nicio măsură atunci să zici, domnule, s-a schimbat legile. Eu cred că acum sunt mai conștienți oamenii că se poate întâmpla foarte... Uite, că apropo, da, foarte bună imaginea pe care l-au găsit colegii. Uitați că și da, noi nu au fost. De bine, ei se bat între suporteri. Dar se nu bat cred între suporteri că nu s-au nimerit jucători nu, acolo. Eu nu cred că dacă ar veni, nu știu, da, suporteri... Da, dar vezi cine e pe teren acum acolo? Sunt mascații de care ți-am zis. Bun, dar care? Vedem și stewards care probabil și sunt steward, au, pensionari. Deja au intrat imaginele înainte, se văd deja mascați. Uite, ăia sunt pregătiți, uite, vezi? Și la nivelul ăla, la numărul mai mare de spectatori, acolo trebuie să fie pregătiți, pentru că și ca suporter, tu știi că, băi, intrăm, dar vezi că vine aia peste noi, aia când vine nu se joacă. Atunci, știind că nu au, iau niște stewards, pe stewards îi păcălesc foarte ușor și domină și fizic și numeric și atunci, dar e ciudat, foarte ciudat să vezi asta în 2024. Da, dar ce spune George, chiar nu m-am gândit așa, că te-a urmărit faza aia mult timp. Da, da. Deci tu cât ai jucat fotbal, ai avut teama aia. Chiar și după. Involuntar și chiar după. Chiar și după, da. Și după. Rămâi cu sentimentul acela neplăcut că oricând poate veni după colț, din spate, de oriunde poate să vină... Visezi noaptea? Visezi noaptea? În momentul, cred că de multe ori. Nu, da, așa am o reținere, o teamă, dar... Și atunci ți-a dat, avea și ceva metalic, da, nu avea punul gol. Am osul și acum este... Nu este refăcut. Haideți că mergem la meci imediat, va începe partida asta, e ultima rundei. Mai avem un minut, ce ziceți de... Adi, ce spui de meciul ăsta? FC-ul Craiova cu licență de Europa, vrea să joace în cupele europene. E greu de zis ceva despre FC-ul Craiova, adică am mai zis că... Ce-ar mai fi de spus? O echipă, un lot așa de bun de jucători, încât așa... O echipă cu jucători foarte buni, care poate să câștige orice meci, depinde ce zi găsești. Ei nu fac nimic organizat. Fac totul din plăcere de a juca fotbal, din talentul lor. Nici n-ai cum să te aperi, mă gândesc. Da, din moment ce nu e foarte organizat. Cum să te aperi? N-ai cum să nu te poți aperi, să anticipezi. Și de-aia uneori le iese și pot bate pe oricine, alteori îi bate oricine din temiri ce greșeli. N-ai ce să zici. Pentru că nu au un antrenor. Uite pe Napoli. E un fotograf, un turist. L-am văzut pentru pe Napoli. Nu au un antrenor. Nu știu, mai face poze Napoli. Jucători foarte buni, dar nu au un antrenor care să-i pune să joace pentru adevăr și fiecare joacă ce vrea. Poate că o să te contrazică Napoli și astăzi o să facă un super meci. Mulțumesc mult, domnilor. Mergem la ultima partidă așadar, ne întoarcem după, avem toate reacțiile și vorbim atunci despre echipa națională. Acum ne-am luat cu evenimentele și n-am mai avut timp.